Sfântul Mucenic Orest, un medic misionar, și-a folosit știința și priceperea pentru a da mărturie despre Hristos. A plătit pentru aceasta prețul martiriului. Sfântul Mucenic Orest a fost martirizat în cetatea Tianii din Capadocia în timpul împăratului roman persecutor al creștinilor Dioclețian. În acea perioadă, prefectul provinciilor Cilicia și Capadocia era un anume Maxim. Într-una dintre vizitele datorate oficiului său, a ajuns și în Tiana. Aici s-a reportat existența unui medic creștin care, prin cuvântările sale, convingea pe cetățenii Tianii să renunțe la cultul idolilor. A interpretat aceasta ca fiind un fel de instigare la nesupunere civică, mai ales că acest cult al zeilor patriei era o datorie publică a cetățenilor și locuitorilor Imperiului. L-a adus pe Orest în fața sa și a încercat, prin toate mijloacele posibile, să-l determine să renunțe la credința creștină și să jertfească zeilor. Oreste nu a cedat și a mărturisit în mod public credința în singurul Dumnezeu existent, arătând totodată iraționalitatea cinstirii idolilor păgâni. Maxim s-a mâniat de o astfel de înfruntare și a ordonat biciuirea sa. A fost aruncat apoi în temniță pentru ca după o săptămână să fie readus în fața judecătorului său. Torturile au continuat, dar Orest a răbdat în mod slăvit orice încercare de a-i se frânge voința și credința. În cele din urmă a fost legat de un cal sălbatic și a fost târât până când și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Locul unde a murit se numea Batos. Prefectul a ordonat ca trupul să-i fie aruncat în râul apropiat Bifo. Prin rânduială de sus, sfintele sale moaște au fost recuperate de către creștini și depuse într-un loc ferit pe o colină a Tianei. Aici, pentru mijlocirile Sfântului Orest, bunul Dumnezeu rânduia tămăduiri minunate celor ce îi cereau ajutorul. A rămas un tămăduitor și după ce a trecut la Domnul. Există o atestare foarte timpurie a cinstirii Sfântului Orest în scrierile Sfântului Grigorie de Nazianz. El confirmă existența încă din timpul său a unei biserici dedicate Sfântului și a unei mănăstiri alăturate. În Constantinopol era cinstit pe 9 iulie în Biserica Sfântului Ioan Evanghelistul, din apropierea Agiei Sofia, iar pe 10 noiembrie în biserica dedicată lui, din locul numit Plesion Tuleomacheliu.